Bine v-am regăsit, prieteni! Dacă vreodată o să avem voie să votăm nu doar Parlamentul, dar și Guvernul, promit să mă duc în primul liceu, prima școală generală din țara asta și aleg la nimereală 12, că nu trebuie mai mult de 12 miniștri, și bag în Guvern. Pentru că eu cred că vor fi mai responsabili decât ce avem acum. Și o să vă spun niște chestii de-astea mici, ba minciunele, ba, da, l-ați văzut acum, nebunia cu comasarea. Toată lumea a spus, bă, stați liniștiți, nu, domnule, noi facem comasare, să vină lumea la vot, că e mai ieftin, că mai nu știu cum. Acum, ce avem? Un mic scandăluț. Scandăluț, că noi nici măcar scandalul, scandăloaie nu putem avea, totul este la scară mică, derizorie, scandăluțuri, da? Mircea Joană a venit și a spus, păi, a venit Ciolacu să-mi propună să fiu independent. Acu ceva vreme, nici el n-a spus când. Că putea să spună, domnule, la ora 6 și un sfert, în, nu știu cât, 12 noiembrie, a venit Ciolacu la birou, da, și-a vorbit acolo și el mi-a propus să fiu candidatul independent. Bă, tată, bă, peseliștii foc și pară, tudose, atac, destul de urât. Da? Ăsta la Ciolacu l-a băgat în derizoriu. Lasă-mă, domnule, cu chestiile astea, nu e adevărat. Și acum te întrebă cine minte, totuși. Cine minte? Pentru că până la urmă vorbim despre niște oameni care vor să fie președinții acestei țări. Da? Joană are o poziție, bă, al doilea om în NATO. Poziția de asta n-a pupat niciun român de-a lungul unui mileniu. Da? Ciolacu, covrigar, necovrigar, da, prim-ministru. Vrea și el. Acum, sigur că dacă te duci un pic mai în adâncime, îți amintești de prima vizită a premierului Ciolacu. Bă, l-au pus premier prima vizită în America. Da? Lumea s-a gândit acolo că merge ca să dea probe de loialitate, să le spun așa, știți, eu sunt foarte, foarte loial, eu mă țin de cuvânt, eu aș fi un euroatlantist extraordinar dacă aș putea să candidez la președinție. Pare să că n-a primit Ausweis-ul, adică partenerii externi ai României sunt extrem de importanți pentru România, poate mai importanți decât însuși președintele României. Joană, pe de altă parte, îl ține din scurt. Bă, băiatule, candidezi tu, nu candidezi tu, eu sunt pe primul loc în sondaje. Ha, și al doilea Emil Boc. Deci Ciolacu săracu-i pe nicăieri. Ok? Ciu că nu mai vorbim și mai în spate. Și atunci te gândești, bă, dar stați un pic. Ceva se întâmplă. Nu se poate să asistăm cu toții la un fel de ba pe-a mătii. Înțelegi? Tu minți, ba tu minți, ba că eu am spus primul, ba nu că eu am fost primul. Adică seamănă chestia cu, știi, cine a pus raha pe clanță, tu ai pus raha pe clanță, ba tu ai pus raha pe clanță, mutul de la manutanță. Noi suntem mutul de la manutanță care vom plăti toate chestiile astea. Și s-a intrat într-un fel de derizoriu incredibil și mai ales că te gândești ce se întâmplă în Europa. Îl vezi pe Donald Tusk, premierul Poloniei. Tată, ăla a mers la Berlin, de acolo a plecat la Paris, s-a întâlnit cu Olaf Scholz, s-a întâlnit cu Macron, adică discută despre alianțe militare incredibile pentru niște formule ale secolului 21 și foarte necesare, ca să ne înțelegem. Da? Vezi o mulțime de declarații din Finlanda, Suedia, Norvegia, țările baltice, nu mai discutăm despre Polonia și celelalte. Ai noștri parcă sunt singuri pe lume. Dom'le, noi avem o singură treabă, nu ne interesează ce se întâmplă în lume. Nu ne interesează că rușii sunt la 160 de km în linie dreaptă acolo în Crimea. Nu, noi, comasare, care să fie președinte, hai să ne împărțim funcțiile. Mă uitam la un moment dat, e adevărat, pe surse a venit știrea, nu bag mâna în foc pentru nimic, dar sursele spuneau așa. Bă, dacă mă lăsați pe mine, Ciolacu, să fiu președinte, vă dau așa, SRI-SIE, tot vă dau două camere ale... Tot vă dau. Adică, eu pe de o parte înțeleg. Poate că Ciolacu ar fi vrut să facă pasul în spate. Bă, am văzut că nu sunt foarte compatibil cu ce vor partenerii noștri externi și vorba de aici, de securitate națională, numai de tot felul de chestii. Da? Și nu m-aș mai băga, că aș avea oameni din PSD care să candideze. Sau pe care să-i susțin în afara PSD-ului. Și o să vedeți imediat despre ce vorba. Dar vine partidul. Vine partidul care spune, bă, dar păi noi de la Iliescu încoace n-am mai avut un președinte, bă, ce faci? Nu mă interesează, te duci acolo la Cotroceni, candidezi. Pe de altă parte, în PNL, la fel. Bă, tată, nu cumva să cazi pe locul 3?
da? După AUR și după PSD, cam pus-o. Te înlocuim, cât e fitul de general. Și atunci, practic, noi știi ce asistăm? La o luptă de supraviețuire a tuturor celor care conduc astăzi un partid. Da? Luăm așa, PSD-ul. Dacă Ciolacu nu reușește să candideze la prezidențiale sau le pierde candidând, este clar că garnitura lui ejectă. Da. Dacă Ciucă nu câștigă, o problemă fundamentală, ejectă. USR-ul nu câștigă, echipa lui Drulă va fi măcel. Cine mai e? AUR-ul. AUR-ul acolo oricum e măcel. Ok? UDMR-ul. Kelemen Hunor, nu cumva, holio, nu fac 5%, eject. Adică asistăm practic la eforturile pe care liderii de partid le fac pentru propria carieră, ca să înțelegeți. Da? După a venit Ciolacu, l-am văzut ironic. Ai, domnule, lasă-mă. Amă, ce eu zis că i-am propus să fie președinte? Eu și la Șoșoacă i-am zis că poate să fie, să fie premier. Adică un derizor ăsta total, în mod evident, Ciolacu nu i-a propus vreodată Șoșoacă-i să fie premier. Asta este foarte clar. Da? După aia am văzut-o azi noapte pe la 1:30 pe ceva post de televiziune, cred că la Prilipceanu, pe Alina Gorghiu. Băi, când am auzit-o, m-a sărit somnul. Am ajuns acasă după emisiune miezul nopții, adrenalina aia de direct te ține până pe la 2, ori nu dormi, știi? Ieși afară, mai tragi un Heidegger cu filtru, etc., etc. Mai bei o cafea de Adeco și o aud pe Alinuța. E cam bancurile cu Alinuța. Domnule, trebuie să facem comasarea pentru că sunt foarte scumpe alegerile. Și am zis, bă, dar câtă ipocrizie, mă! Atât de tânără și atâta ipocrizie. Dacă te interesau banii pe tine, partid, de penalist, de pesedist. Bă, bă, tu tăiai pensiile speciale. Nu veneai să-mi spui acum că vai cât costă democrația. Sigur că da, democrația costă. Dar costă mai puțin, infinit mai puțin, decât orice altceva, decât democrația. Să știți că dictaturile costă mai mult. Totul costă mai mult. Democrația are costurile ei, dar sunt mici. Și atunci te gândești, bă, dar de unde până unde nebunia asta? Știi? Practic, nu mai are nimeni nici mamă, nici tată. Se întâlnesc, nu se ceartă, ci fiecare vine cu propria frică de jos în sus la masă. Ciolacu vine și știe, băi, nu candidez la președinție, nu iau președinția, nu iau Cotroceniu, mă radă ăștia. Ciucă la fel. Joana este cel mai fericit. Dar la Joana și aici mai este o chestiune. Adică, totuși, al doilea om în NATO face politică internă extrem de susținută și de semnificativă. Eu mă așteptam ca al doilea om în NATO să fie acolo, la NATO. Adică, și nu te mai reprezintă pe tine că ești român, că ești Popescu. Nu, acolo reprezintă, practic, tot ce înseamnă bufferul de securitate care se întinde pe atâtea zeci de țări, care înseamnă NATO. Și dintr-o dată vine, eu am impresia că face un joc. Cu sinceritate vă spun. Nu-mi place nici Joana, nici Ciolacu, nici Ciucă, nici ăștialalți, dar dacă mi-ar plăcea cineva, o să o spun cu mâna pe inimă, mie mi-ar plăcea Paleologul, care e un tip citit, probabil are bibliotecă, când nu au ceilalți la un loc litere. Bun. Dar mi se pare și Joana ciudată. Și de aia zic, parcă este pus tocmai ca să-l stopeze pe Ciolacu. Adică, dacă Ciolacu va candida, și candidează și Joana, este foarte clar că Ciolacu iese undeva la etc. Ok? S-ar putea să-i lase cale liberă lui Ciucă. Dar Ciucă nu are sondaj. Mai este domnul Helvig. Domnul Helvig care nu prea apare în sondaje, dar în același timp a fost primul care a avut un discurs foarte aplaudat, chiar aici la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, pe când era șef al SRI-ului. Adică un discurs care poate rămâne în tot ce înseamnă lecția de discurs. Foarte aplicat, destul de discret și cu un alibi extraordinar. Amintiți-vă de regele Charles, al treilea, da? Prințul Charles, altădată, care a venit în România și ăștia de la PNL, îți dai seama că nu l-au invitat și pe Helvig, bă, nu, că de asta ne frică. Și a venit regele Charles și a zis, nu, eu vreau să-l chemați pe domnul ăsta, că vreau să-i strâng mâna pentru buna colaborare între serviciile noastre secrete. Opa! Toată lumea a făcut ochii mari. Deci cam aici se mișcă.
UDMR-ul își va pune candidatul care să meargă undeva către 5%. Aurul, și acolo e scandal, Puric a anunțat, dar nu se știe dacă în cadrul unui spectacol s-a luat gura pe dinainte că el va fi candidatul Aur. Aurul a dat în seara asta un fel de dezmințire, bă, nu avem treabă, nu am vorbit, e un timp extraordinar, dar nu este candidatul nostru deocamdată. Cine mai este? La USR nu văd pe nimeni. Și mie mi-ar plăcea să candideze și o femeie. Și nu pentru că sunt feminist sau chestii de asta, nu. Nu, ci pur și simplu ca să echilibreze un pic, derizoriul ăsta în care se mișcă mari bărbați ai neamului. Acum, sigur, femeie, nu mă refer la doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă are umorul ei involuntar, dacă ar avea umor involuntar, am aplauda-o, dar are umorul ei involuntar prin găițăreala pe care o face. Știi găițele care vin la orice chestie și când o văd că-i scripitoare, pit, scripește, o iau în gură. Adică trebuie să vă arăt un filmuleț undeva la 4 zile, de acum 4 zile este probabil de aia Șolacu a zis că i-a propus în glumă, în mod evident, ironie, în postul de premier. Bă, tată, sunați la 112, să vină salvarea! Electorală. Eu o să vă surprind, dragi tovarăși, mizerabili, ocultiști, de joasă speță, o să vedeți că vin și la declarații, o să șterg cu voi pe jos, îmi deschid telefonul, puteți să mă arestați, nu mă interesează, orice, de momentul ăsta sunt în legitima apărare, mă atacați, vă calc în picioare. Voi rezista tuturor atacurilor din sistem, deja mi-ați atacat ceea ce mi-a fost mai scump. Pentru chestia asta nu mă voi abate și vă anunț, deși am fost sunată inclusiv de Marcel Ciolacu să-mi spună să mă retrag din cursa de la prezidențiale, deși eu nu mi-am anunțat intrarea la cursa din prezidențiale, și că mi oferă postul de prim-ministru sau ministru al justiției sau avocat al poporului, și că evident la scorurile pe care le am să aleg eu președintele. Era mama voastră, dracu de nenorociți ordinari. Ați omorât și ați căpușat România. Voi credeți că eu sunt Simion? Voi credeți că eu sunt Orban? Voi credeți că sunt Kelemen Cunor? Să cad în mizeria voastră? N-ați reușit până acum, nu veți reuși. Nu vă mai trimiteți javrele cu bani care să arunce pe masă și cu aparate de înregistrări. Un avocat știe chestia asta. Am avut Cum să nu râzi de doamna asta, bă? Bă, trebuie să intre în galeria marilor actori, mă, involuntară doamna, ceilalți cu școală, Pui Călinescu, Jean Constantin, Brăila și ăștia alți. Adică te uiți la doamna asta și zici, doamne, că mi s-au umezit ochelarii de atâta emoție contrafactuală. Înțelegi? Femeia nu înțelege că trebuie să existe totuși normalitate în politică. Eu când mă refer la candidatura unei femei la Cotroceni, mă refer la o femeie care îndeplinește toate funcțiile normalității speciei noastre, na. Și mai mult nu zic, adică, bă, tu îți dai seama, hai să facem un exercițiu și le propun ălora care zic, doamne, și așa că mușchi la mine, mușchi la tine, mușchii mei minte nu are. Da? Ați pus ghilimele. Da? Faceți, mă, un pic de imaginație, mergeți în imaginație și oare cum ar fi România cu Șoșoacă prezidentă? Bă, tată, pe lângă faptul că niezaiezi din pagadii, ca niezi firma Tăvașcea Ceauciu Chielnița, a doua zi ne-ar pune limba rusă instantaneu, mă gândesc eu, în manuale și obligat. Pe lângă faptul că ai bate pas de defilare prin fața ambasadei Rusiei și Cuzmin te-ar saluta așa cu, hai bă, vezi cine-i stăpânul, mâncața sufletul, așa? Bă, eu cred că
acum vorbesc serios, România în 6 luni de zile ar avea niște mișcări separatiste de doamna asta, bine, ar dormi, un om normal n-ar dormi noaptea, dar doamna ar dormi foarte bine. Vă garantez, ar avea, s-ar spulbera România. Eu asta cred. Este emisiune de opinie și avem voie să ne spunem opinia. Da? Adică vine cu niște chestii pe care, cum se știe, cum zicea Goebbels, bă, dacă minți, să minți enorm. Goebbels era ministrul propagandei în guvernul nazist. Și voi credeți că o sunat-o Ciolacu, hai, Diana, dragă, îți propun să fii prim-ministru, ministrul justiției, avocatul poporului. Băi, bai, îi bai și eu iarăși spun, așa cum au spus și alți deputați, parlamentari, senatori, bă, faceți un control, mâncava-și sufletul la aia care intră în Parlament. Da? Că pe mine dacă vrea unul să mă angajeze paznic de noapte, faceți control la sinapsă. Da? Dacă, când mi-am luat carnetul, m-a spus la control de la, să-mi iau psihologicul. Ăștia n-au nicio treabă, tată. Putem zice orice. Putem zice orice. Bine că ne-am scos din foame. Ce bine ne pare. Mergem acum la altă chestie serioasă. Doamne, ferește. Auzi, mă, Diana Șoșoacă. Mergem la domn Ciolacu. Venim la domn Ciolacu. Știți că am întrebat la început, băi, cum e chestia? Cine minte? Ești clar că unul dintre ei, dintre Joana și Ciolacu, unul dintre ei minte. Ceea ce mi se pare foarte grav. Și ca minciună dată de aia gratuită, dar mai ales atunci când vine din gura unor oameni, unul este președintele celui mai mare partid al țării și al doilea este în sondaje cel care se presupune că ar câștiga alegerile. Vorbesc de Joana. Și m-am uitat să vede, bă, este ceva să-mi miroase. Ia uite aici, declarații. Domnul Ciolacu, în 17 ianuarie 2023, PSD nu va veni neapărat cu un om politic, da? Va veni în schimb cu un intelectual. Eu doresc să modific statutul astfel încât și o altă personalitate care nu este neapărat în partid să poată candida. Astăzi, la una distanță. Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist, de membru fondator, niciodată PSD și eu personal, nu că nu o să propun, dar nici nu o să-mi treacă prin cap să susțin un independent din partea PSD-ului. Bă, bă, tocmai ai zis anul trecut. Astea sunt declarații de la domnul Ciolacu. Da? Doamna Gorghiu, la fel. Vino și spunem despre bani. Că bă, eu m-am săturat să mi se spună că n-are țara asta bani când văd pensii speciale. Da? Și atunci vorbim despre ce? Exact ce vă spuneam la început. Sunt o mulțime de dintre ăștia care vor să salveze cariera personală. De ce? Ciolacu, dacă pierde, se întoarce la covrigărie. Mă rog, la gaura din covrig. Ok? Doamna Gorghiu, săraca, trebuie să intre în chestia asta, în economia liberă. Ori în economia liberă, cum să intri după ce an la rând ai stat numai din politică și din politică ai și câștigat bani? Da, m-am născut în Tecuci, am candidat la Timișoara, după m-am dus la Pitești, ce frumos, sunt un fel de zâna zânelor cu imaneaua aia. Da? Ăsta la fel. Și atunci eu, dacă pun declarația lui Ciolacu, trage la cântar un pic și parcă-i cu o caua mică față de declarația lui Joana. Dacă pun și declarația lui Gorghiu, înseamnă că tot jocul ăsta despre comasare n-a fost decât o manevră prin care ăștia să-și negocieze, bă, cine candidează, hai să vedem dacă găsim un singur candidat din partea celor două partide, PSD și PNL. Vi se pare nu știu cum? Mie nu. Nu. Între timp, nu vă stresați. Între timp, nu vă stresați. Plătim cea mai scumpă mâncare din Uniunea Europeană, plătim cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană. Și întrebarea mea o vedeți și pe ecran. Bă, sunteți normal la cap? Sunteți normal la cap? Adevărul.ro. De ce dintre toți europenii, românii dau cei mai mulți bani pe mâncare? Să vedem ce zic oamenii. Datele Eurostat pentru 2022
arată că românii cheltuiesc în medie pe mâncare 23,7% din totalul venitului de care dispun lunar. 23,7%. Imediat sub noi, bulgarii cu 18,9%, cetățenii din Slovacia și Lituania cu 18%, da, Estonia, Letonia 17,7%, la polul opus, irlandezii care cheltuiesc pe mâncare doar 7% din totalul venitului lunare, Luxemburg cu 8,2%, Austria 8,9%. Astea sunt lucrurile care te rad, știi? La un moment dat am mers la fiul meu în Olanda și Olanda e o țară scumpă, bă, tată, chiar e scumpă. Și când m-am uitat în prăvălie, am zis, bă, nevastă, păi ne mutăm aici. Păi la noi e mai scump. Untul era cu vreo 4 lei mai ieftin. Și ăștia din Olanda, m-am întâlnit și cu niște români din Olanda pe acolo, zic, a, păi dar noi nu cumpărăm aici unt, că ăsta-i 12 lei untul. Nu, și unt de la care la noi e undeva la 19-20 de lei, da? Noi mergem în Germania, sunt vreo 70 de kilometri și luăm untul cu 7 lei. Mama mia! Bă, bă, tata, hai să ne mutăm toți în Germania. Să ne primească ea, să mergem. Hai, bă, că vă facem autostrăzi cum vă făceau turcii în anii 60. Bun. Ia să vedem. Veniturile românilor sunt mai mici decât cele din Europa Occidentală. Dacă ar fi să facem o comparație între raportul prețul salarii în Germania, de exemplu, am dat și noi mai puțin bani pe mâncare dacă am avea salariile lor. Oamenii, spune Adrian Negrescu, au ajuns acum să intre în hipermarket, să se uite la prețul și să plece. Intră în magazin ca la muzeu. Admiră produsele pe care nu și le pot permite. Iar când cumpără, cumpără cu 100 de grame alimente de bază. Din păcate, în topul vânzărilor se află margarina, cartofii, orezul și parizerul. Am revenit la alimentația anilor 1990. Fain? Fain. Da? Da, avem politică, avem încă sufletul politic. Uite, așa mergem, crăcănați de atâta erecție ideologică. Nu-i așa? Crăcănați! Cei mai mulți bani care se dau pe mâncare din toată Uniunea Europeană, tată. Din toată Uniunea Europeană. Mai departe. România este de asemenea singura țară din Uniunea Europeană. Singura, unica, dacogeta, unde îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă peste 6% din cheltuielile totale ale unei gospodării. Practic și la acest capitol suntem codași Europei. Mai exact vorbim despre un procent de 6,3% din venituri care se duce pe haine, în timp ce media Uniunii Europene este 4,3%. Ăștia suntem, bă. Și vă gândiți, vai, dar oare cum am ajuns așa? De ce am ajuns așa? Am ajuns așa pentru că suntem proști. N-are sens, o cultă mondială, hămeseală, nu, suntem proști. Pe cine am ales noi în 1990? Tovarăș Ion Iliescu, care ne-a spus de la obraz, măgarilor, animalelor, da? Ați întinat nobilele valori ale comunismului. Tovarăș Ion Iliescu, ce terapie de șoc a polonezii. Ce reforme, tată? Nici o reformă. Băi, stai un pic să vedem cum se mișcă Rusia. Să vedem acolo, dăm telefon la ambasada Rusiei, să explicăm cine sunteți, ce vrem. Facem MEBO, facem locația de gestiune. Locația de gestiune, adică îți dau un ceva, un restaurant, dar nu e a tău, dar vin de acolo și fă profit. Și eu, îți dai seama, după ce au locația de gestiune, an la rând a funcționat. Că-s prost să investezi eu acolo, să-l fac frumos. Nu, bă, profit acum, dă-i să meargă. Ce fabrici și uzine, bă, terminați? Totul e pe șpagă. V-am explicat arul ăla care a fost dat la prețul unei garsoniere din Cluj. Toată fabrica aia. Da? Unuia care a venit, nu știu unde, America de Sud. Ăla vrea să ia o firmă foarte mare din Japonia, care avea o fabrică în Ungaria. Și acolo făcea mașini mici, automobile, de la mici. Și aici era perfectă linia de jeepuri, că era arul ăla. Punea acolo un pic de modernizare și făceai. Și pe când să semneze actul final, s-au speriat. Mai trebuia 1 milion de euro, dacă sunteți buni, de dolari, că l-am uitat pe domnul din partidul nu știu care. Japonezii s-au ridicat și au plecat. Asta este din interior, ca să știți. Da? Acum jeepurile alea, da, se fac în Ungaria. Noi am stat și pentru fiecare chestie, chemăm soborul de pop, vai, vine unul cu o investiție de 50 de milioane de euro. Băi, ungurii ăia, anul trecut au avut în primele 6 luni 4 investiții, fiecare de câte 1 miliard de euro.
Și noi chemăm popii să sfințească investiții de la mici de 30-40 de milioane și în care azi mari. Luăm publicitate și după avarăt și de ce plătim cea mai scumpă energie din Europa. Tot din politică vine. Și se poate face mâine să nu mai fie scumpă. Dar poți? Nu poți, că e populismul. Firar populismul. Publicitate! Vă spuneam că există efervescența asta politică și există un vid în buzunarele noastre. Cea mai scumpă mâncare din Europa. Acum să vă arăt cea mai scumpă energie din Europa și cauza. Cauza nu este ceva care vine din la extraterestri. Vine de la populismul, pomanageala, o nebunie. Da? Înainte însă mergem un pic la mâncare. Da? Vine Negrescu și ne spune așa. Plafonarea n-a făcut altceva decât să limiteze posibilitatea de câștig a producătorilor locali. Dacă într-adevăr voiam să rezolvăm problema, puteam reduce TVA-ul la produsele alimentare de bază, cum face Polonia, cum face Portugalia, la zero chiar. Statul încearcă să ne păcălească, spunându-ne că vrea să tempereze prețurile în condițiile în care, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețurile pe ultimele 6 luni au crescut, n-au scăzut. Extinderea perioadei de plafonare este, după părerea lui Negrescu, o practică doar cu miză electorală. Nu are nicio justificare economică. Nu are în spate un studiu de impact. Nici autoritățile nu ne-au spus concret care au fost rezultatele înregistrate până acum. Soluția este să lași producătorii să concureze într-o piață liberă, să se bată în prețuri, în promoții, să dea posibilitatea oamenilor să aleagă. Adică, eu mă întreb, oare cum ar fi reacționat domnul Ciolacu dacă era... ar fi fost un alt guvern și premierul ar fi spus, Ciolacu, cât costă covrigul tău? Un leu. De mâine îl dai cu 10 bani. Sau cu 50 de bani. Mamă, dar ce revoltă! Știi ce s-a întâmplat? Practic au plafonat prețurile și prețurile au crescut. Ca să înțelegeți. Bun, mai departe. Bun. Și mergem la energie. De ce nu crește industria românească? Prețul energiei din România pentru o brutărie sau un spital este cel mai mare din Uniunea Europeană și asta este un document guvernamental, da, luat de Hot News, Claudia Pârvoiu, ca să nu aveți impresia că le inventăm noi gazetarii, că avem gura mare, etc., etc. Și ca să vedeți cauza. Prețurile de pe piața spot din România erau mult mai mari și înainte de criza energetică, mai ales la electricitate. Dacă în țările vestice un megawatt oră de energie costa 50 de euro, în România acesta depășea constant 200 de euro megawattul. Și fii atent de ce. Prețurile erau uriașe înainte de criză din cauza că producătorii de electricitate se aliniau la nivelul complexului energetic Oltenia, care vinde cea mai scumpă energie. Erau manevre pe piață încurajate de către statul român ca să mențină în viață artificial cel mai scump producător de electricitate din România. Da? Adică 50 de euro megawattul în vest, 200 de 4 ori mai mare, da, la români. De ce? Pentru că vai să nu fie grevă la complexul energetic, vai că acolo sunt 9.000 de oameni sau 7.000 de oameni, ce facem cu ei? Hai mă să-i radem pe tăți românii, să plătească și așa mai departe. Bă, tată, era convenabil să le dai încă 100 de ani salariile lor de la complexul energetic Oltenia, da? Decât să ne razi pe toți. Dar ăsta e populismul, știi? Vai, dar cum să facem? Dar bă, dar pierdem voturi. Politica nu este despre voturi, bă. Toți papagalii o să vă spună că este despre voturi. Nu. Politica este despre ce poți să faci ca să rămâi în memorie. Înțelegi? În sensul bun al cuvântului, nu ca dobitocul de Hitler, Stalin, Putin și alți imbecili. N-au nicio problemă. Voturi, tată. Că exact ca și cum aș spune eu aici, băi, vreau audiență. Și ce fac? Îmi dau pantalonii jos, îmi dau chiloții jos și vă prezint știrile în pielea goală, tată. Și spun, bă, am luat voturi, bă, votați-mă pe Facebook. Asta fac tântălăii care de 34 de ani, niște idioți, foarte mulți idioți, se perindă prin fruntea acestei așa numite țări. Asta nu e o țară, asta este o conjunctură, asta este o trambulină pentru cariere personale, asta este o făcătură, da? Făcătură, făcătură, ghișu ce rimează făcătură. Păi aici era să zic. Ok. Cu ce rimează făcătură? Bă, ziceți-mi ceva decent. Nimeni nu-i vine minte, evident. Ok. Și astea în condițiile în care
Se-mpute, tată, se-mpute treaba. Se-mpute treaba extrem de urât. Da? Serviciile de informații din Estonia, care vin și spun așa. Băieți, fabricile de armament rusești lucrează non-stop. Rusia se pregătește pentru o confruntare militară cu Occidentul în următorul deceniu. Și noi n-avem nicio treabă. A, făcătură rapandulă, mi-am adus aminte. Ok? Nicio treabă n-avem. A, nu ne interesează, domnule, noi suntem de pe altă planetă. Nu. Noi să dăm salarii, să dăm pensii, băgăm o bandă galbenă ce se întâmplă cu pensiile românilor. Mai băgăm o bandă galbenă, vin trei experți ca să vă spună cât vor crește pensiile, cât vei câștiga, etc., etc. Și după a vin aia miorlăitorii, da? Și ia pun bandă galbenă să arate. Există news alert din 2 minute, breaking news din 30 secunde. Țara asta este un girofar. Cu ce rimează girofar? Doamne ferește să vă spun. Nu e așa? Bun. Și noi nu înțelegem nimic. Nimic. Da. Un dobitoc, ca să înțelegeți de pe ce merg rușii. Rușii merg deja pe... și-au făcut un fel de sistem în a provoca conflicte. Inclusiv, îți dai seama, Kaliningradul, care n-avea nicio legătură cu rușii, da? Că era Königsberg, da? L-a luat pe Kant, că din cauza lui Kant e războiul din Ucraina și primul război mondial din cauza operei lui Kant, actualul conflict din... Deci, băi, ăștia sunt nebuni, noi nu înțelegem. Noi avem impresia, îmi scria un domn, dar domnule, de ce nu se mai poate vorbi despre diplomație? Îmi scria pe mesaj, pe Facebook, privat. Cu rușii diplomație nu există, băiete. Diplomație poți face cu cei care aparțin aceleași specii. Înțelegi? Diplomație este între porc și porc, sau porc și scroafă, între rinocer și rinoceră, între ce vrei tu, între om și om. Politicienii ruși, ăștia care sunt la Kremlin, ăștia nu sunt oameni. Pentru că ei nu au, ei s-au născut într-un disconfort total. Dar îi sperie umanitatea, îi sperie civilizația. Și de secole deja, conducătorii Rusiei, că țariste, că sovietice, că porcăria asta putinistă, pur și simplu n-au putut să înțeleagă de ce toată lumea nu le aparține. Înțelegi? Pur și simplu. Nici o treabă n-au tată. Absolut nicio treabă. Făceam comparație între ce se întâmplă dincolo și ce se întâmplă la noi. Bă, mă uit la Donald Tusk. Donald Tusk, premierul Poloniei. Uniunea Europeană trebuie să devină o putere militară. Franța, Germania și Polonia vor investiții în apărarea comună a europenilor. Ca să înțelegeți. Da? După aia vine directorul de la Rheinmetall, da, și spune Donald Tusk, nu există nicio alternativă la parteneriatul între Europa, NATO și Statele Unite ca să facem față unor riscuri de securitate tot mai mari. Da? Este acum prezent la Paris, se întâlnește cu Macron, după ce s-a întâlnit la Berlin cu Olaf Scholz. Da? Vine și cel de la cea mai mare fabrică de armament pe care o are Europa, de la Rheinmetall. Și el spune, băieți, avem nevoie de vreo 10 ani ca să ne umplem stocurile de muniții. Aici nu mai discutăm despre ce vrem sau ce... Aici discutăm despre ce putem. Și comparați premierul Poloniei, Donald Tusk, cu premierul nostru. Bun? Donald Tusk, care a negociat cu succes un Schengen militar, Olanda, Germania, Polonia, negociază acum din poziție de lider, s-a dus nucleul franco-german, aia e pentru filozofie. Da? Acum, principalul lider, marele lider al Europei, cel puțin militare, este Polonia. Și ca atitudine, și ca resurse, și ca investiții în PIB, 2,5%, ajung la 5%, au cerut și arme nucleare, tocmai pentru descurajarea idioților de la Kremlin, cretinilor ălora. Ok? Donald Tusk, care a plecat la Berlin, da? La blajinul nostru, Olaf Scholz, pleacă la Paris să se întâlnească cu teatralul Macron, și rezolvă probleme. Și știe foarte bine istoria țării sale, care a dispărut de 3 ori de pe hartă. Da? Și care a fost pusă iarăși într-o porcărie total aiuritoare de dobitocul el mare de la Kremlin, numitul Putin. Ok? Inculpatul. Adică Putin i-a spus ăluia de la
Tucker Carlson, domnule, de fapt Polonia a început al doilea război mondial, nu noi. Deci o minciună atât de mare și ăla, tântălău, da, Carlson, a stat așa. Bă, ce fericit îs, ce mă bucur, îmi dați și mie o vodcă, spasiba. Ăștia sunt. Gândește ce fac ai noștri. Ai noștri sunt pe altă planetă. Toată Europa astăzi este într-o efervescență incredibilă. Da? Să facă, să dreagă, să facă alianțe militare, să facă tot ce se poate face pentru ca în următorii 10 ani să fie pregătiți în cazul, că nu este sigur, în cazul unui conflict cu Rusia. Este acel civis pacem, da? Acel dicton latin, dacă vrei pace, pregătește de război. Și oamenii au înțeles chestia asta. La noi, pomană, comasare, prețuri, dai să meargă, mărim pensii, dar nu mărim pensii, mărim salarii, dar nu mărim salarii, facem reforme, dar nu facem reforme. Adică suntem parcă bătuți în cap. Suntem bătuți în cap de propria noastră istorie. Și lucrurile se mișcă, băieți. Se mișcă într-un mod pe care eu sper să nu îl ajung, să nu îl trăim niciodată. Pentru că rușii nu pot discuta. Înțelegi? Rusul este exact ca un violator. Îi se scoală și a pornit. Asta este. Toată istoria lui a fost așa. Înțelegi? Toată istoria lui a fost înțesată de violuri, de crime, de o grămadă de porcării împotriva celorlalți. Au fost și alte țări care au făcut așa. Dar și-au revenit. Rusul trăiește în evul mediu. Politicianul rus. De asta vorbesc. Da? Politicianul rus care vede tot timpul și simte mirosul de sânge. Vede carne crudă. Vede carne de aia pe care poate să o mănânce. V-am arătat odată o poză, da, după ce au venit ăștia, proștii ăștia de la Moscova, au venit de la Paris, au văzut și ei cum se bea ceaiul, știi? Și luau ceva în genul ăsta, știi? Cu degetuțul, ținut așa, ca o lady. Dar erau îmbrăcați în niște blănuri, cu cujmele alea, cu barba aia neîngrijită și cu mucii pe mustață că le înghețau. Dar ei beau așa ca o lady superioară, nu-i așa, Doamne, ce frig e afară? Ceai. Că au auzit că se bea ceai. Așa au zis, bă, dar mai băgă și un pic de vodcă, nu putem trăi numai așa. Ăștia sunt, tată. Ăștia sunt. Și o să fie din ce în ce mai rău. Pentru că am văzut un articol foarte fain, preluat de Spot Media, care ar trebui să ne dea niște dureri de cap. De ce a dat Trump undă verde lui Putin să atace țări NATO? Bătălia din culise pentru salvarea Europei, Emilian Isăilă îl scrie, este o preluare. Și fii atent aici. În ianuarie 2021, Iuri Șveț, un fost agent KGB, folosit ca sursă de jurnalistul Craig Unger, a povestit cum a fost recrutat Donald Trump de spionii Kremlinului. Trump a intrat în atenția rușilor în 1977, atunci când s-a căsătorit cu Ivana Zelnikova, un fotomodel din fosta Ceoslovace, o țară aflată în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Din acel moment, Trump a început să facă afaceri cu mai multe firme paravan ale KGB, susține Iuri Șveț, care spune că reprezentanții serviciului de spionaj au mizat pe posibilitatea ca Trump să aibă o evoluție pe care Kremlinul, de care Kremlinul să poată profita la un moment dat. De la ei, de la KGB vine. Mai departe. Asta au exploatat, au jucat jocul ca și cum ar fi fost extrem de impresionați de personalitatea lui Trump și au sperat că acesta e tipul care, la un moment dat, ar putea să fie președintele SUA. Oameni ca el sunt cei care ar putea schimba lumea. L-au hrănit cu aceste așa zise măsuri active și până la urmă s-a întâmplat. A fost o mare realizare pentru KGB-ul de la acea vreme, a declarat Șveț, citat de cotidianul britanic The Guardian. Deci nu-s conspirații, nu-s făcături de pe Facebook, nu-s. Vorbim despre oameni cu nume și prenume, cu funcții în KGB și cu declarații pentru ziare imense, pe care România nu le visează și probabil cam nimeni din Est. Poate rest pe polița. Bun. Reacțiile și acțiunile lui Trump, atunci când a fost președinte al Statelor Unite, n-au intrat niciodată în conflict cu interesele Moscovei. Iar de la începutul invaziei, fostul președinte american s-a comportat ca un avocat și susținător al lui Putin, neacuzându-l niciodată de atacarea unui stat independent sau de crima împotriva umanității. Ia uzi, bă!
ca să înțelegeți ce se mișcă și pe ce se joacă și să înțelegeți de ce este și atât de multă prostie în lume, inclusiv în America, unde deja ăia lui Trump sunt ca o sectă. Nu mai vorbim de opinie critică sau nu știu ce. Nu, sectă. Sectă. Zice ăla să te omori. Te omor. Da? Cum erau ăia care se sinucideau, că le zicea nu știu care dobitoc, că bă, vine Mesia mâine la 12 să luați un pic de ceanură și la 12 și un sfert băia ăla să vă bage în al nouălea cer. Mai am ceva. Da? Sună ciudat? Gândește că în momentul în care ar câștiga Trump, ar trebui să tremurăm toți. De asta Polonia încearcă să facă niște alianțe pentru toată Europa cu cele mai puternice țări din Europa. Țări care, în ultimii 40 de ani cel puțin, s-au lăsat pe tânjală. Da? Îs politic al nemților, s-a luat premiul Nobel în 71 pentru chestia asta, Willy Brandt, da? Teatrul pacifistoid, o să-i spun, al francezilor, numai că astea costă, pentru că rușii nu stau la povești. Și dacă te uiți, ia uite, da? Se pregătesc pentru alegerile europene, domnii din Rusia. 193 de site-uri de dezinformare, experții francezi în securitate au identificat o rețea de fake news cu sediul la Moscova, care încerca să perturbe procesele electorale din Occident. 193 doar în Franța și doar asta l-au găsit. Îți dai seama câte sunt. Nu mai vorbim despre țările astea care sunt vai mama lor de prin Est. Îs curios, foarte curios, dacă va fi un comunicat de unde a pornit, de exemplu, în România, virusul ăla care a infectat atâtea zeci de spitale. E un virus care se pune tocmai ca să vadă, băi, cum se întâmplă? Pentru că în cazul unui conflict, spitalele sunt pe prima linie. Trebuie să îngrijești răniți, să-i pui sănătatea, nu? Cine o să ne spună chestiile astea? Și ai noștri, comasare. Pensii goale cumpărăm, hai la pomană, hai votează-mă, dăm pensie specială, dă și mie, le salut romen, mâncați așa aici, suntem aici noi în Parlament și noi în Guvern. Atâta pot, bă. Gândiți-vă cine sunt ăștia. Bă, eu nu cred că ați vrea ca ăștia din Guvern să transfere notele lor de la școală copiilor voștri. Să fie discuții, cum sunt despre Ciolacu acum, bă, dar copilul tău are baclaureatul și să nu poți să răspunzi la chestia asta. Sau să fac până la 37 de ani să fie așa flower power și nu știu ce facultatea lupește prăjit de aia de enter, să-i dea o diplomă. Ai vrea pentru copilul tău? Eu nu cred că ai vrea. Nu cred, pur și simplu n-ai vrea, că doar vrei și ăla să muncească, să-și facă un viitor, o familie, etc. Despre asta e vorba, tată. O realitate. Irealitate. V-am pupat. Program disponibil pe primaplay.ro.